Prezidată de preasfințitul Antonie, episcop de Bălți, ca pe lângă această rugăciune să căutăm să luăm hrană duhovnicească din cuvântul Evangheliei și din cuvântul de învățătură și să-l ducem la casele noastre. Mulțumim, înalt preasfințitul Părinte Teofan, pentru că a binecuvântat să trăiesc și să retrăiesc clipe aparte, deosebite, aici la Adâncu. Noi, cei de peste Prut, avem nevoie de înțelegerea părților voastre, care sunteți în partea dreaptă a Prutului, pentru că doar înțelegându-ne pe noi, putem să ajungem la momentul când frații vor înceta să mai fie despărțiți. Mulțumim prea fericitului, Părinte Patriar, grație prea fericirii sale, avem și a Sfântului Sinod, sărbătoare de roșii. Și un lucru foarte important, vreau să mulțumesc în al preasfințitului Mitropolitul nostru Teofan, un cuvânt blând în al preasfinției sale, te asigur eu, Părinte Nicole, că nici un hram al mănăstirii la Adâncu nu va fi fără prezența ierarhului. Orice ierarh o să meargă cererea canonic, îl voi binecuvânta și va sluji la Sfântul Mănăstirii. Mulțumim în al preasfinția voastră, pentru tot ce faceți pentru Biserica Mamă Ortodoxă, pentru noi toți slujitorii, pentru toate Sfintele Mănăstiri și parohii. La ademuri cu drum, la locul Sfinții, am venit, Măriuță, să te mai vedem, să-ți spune Să-i
Doamne,